unul dintre aspectele cele mai afectate de condiționările și programările din copilăria mică, în dinamica relației de cuplu, este stilul de atașament, adică modul în care cei doi parteneri se conectează emoțional. Există trei stiluri de atașament exersate de fiecare adult în copilărie, atunci când părinții sau figurile de atașament erau sau nu disponibile emoțional pentru copii. Iată care sunt acestea. Stilul de atașament anxios, evitant sau securizant. Stilul de atașament anxios se manifestă prin impulsul de a insista în a rezolva disensiunile din cuplu prin insistențe, presiuni, necesitatea de dialog și analiză și nevoia de conectare cu partenerul prin orice mijloace. Stilul de atașament evitant este caracterizat de impulsul de a se izola, de a evita discuțiile în contradictoriu, în speranța că tensiunile și presiunea emoțională se vor atenua de la sine. În fine, stilul de atașament securizant este cel în care ambii parteneri dau dovadă de empatie și se simt în siguranță unul față de altul, în sensul în care nu simt că relația de cuplu este pusă în pericol. Stilul de atașament securizant este modelul relațiilor de cuplu echilibrate. Primele două modele de atașament menționate, cel anxios sau temător și cel evitant, fac obiectul discuției noastre din acest curs, pentru că sunt de natură să afecteze echilibrul relațiilor de cuplu și bunăstarea celor doi parteneri. Oricare dintre primele două mecanisme are la bază aceeași explicație. Indiferent cum reacționează unul dintre parteneri, cu un stil anxios sau evitant de relaționare, acela este mecanismul său de apărare sau gestionare a relației de cuplu, a conflictului, pe care l-a învățat în trecut, în copilăria mică, în relație cu o figură de atașament, de obicei părinții. Reține această idee, pentru că este importantă. Indiferent care este stilul tău de atașament în relația de cuplu, evitant, anxios sau temător, acest mecanism al tău de gestionare a relației este de fapt un mecanism de supraviețuire. Bun găsit tuturor la un nou episod din ciclul Misterele ființei umane. Astăzi vorbim despre inconștientul familial și transmiterea transgenerațională a blestemelor și binecuvântărilor familiale. Nume de familie, trăsături de familie, mândrie de familie, încredere de familie, secrete de familie, mormânt de familie, ca să nu mai vorbim de faptul că visele noastre nu ne lasă niciodată să plecăm cu adevărat de la sânul familiei. Într-un sens foarte real, fiecare membru al familiei este profund împletit în funcționarea noastră psihologică intimă. Fiecare este învelit și reflectat în celălalt. Fragmentele visătorilor din trecut sunt țesutul viu al vieții noastre prezente și toate se desfășoară către o nouă identitate extinsă în viitor. Acest sistem de sens comun, sentiment comun și emoție împărtășită este denumit în general nivelul inconștient al psihicului familial. Este o dimensiune a funcționării noastre psihologice care se află într-un spațiu situat între inconștientul individual sau individualizat al lui Freud și inconștientul colectiv comun al lui Jung. Atât Freud cât și Jung caracterizează inconștientul ca fiind un sistem determinat. Cu toate acestea, inconștientul familiei se află undeva între teoriile lor despre inconștient și poate fi modificat de cei care participă la câmpul său comun, ne spune Edward Bruce Bynum în cartea sa Inconștientul familiei, o legătură invizibilă. Pentru cei care nu știu, Edward Bruce Bynum este cotat ca fiind principalul practician și cercetător care se concentrează pe inconștientul familiei în domeniul psihologiei. Bynum este psiholog, terapeut de familie și director al Clinicii de Medicină Comportamentală și Biofeedback din cadrul Departamentului de Sănătate al Universității din Massachusetts, Statele Unite. Este un clinician cu o vastă experiență și în egală măsură un căutător spiritual.
Ambele categorii de interese l-au ajutat să-și fundamenteze teoriile despre puterea inconștientului familiei și importanța explorării acestuia. Acest câmp comun despre care ne vorbește Bynum este o rețea intimă care leagă părinții și copiii de prieteni și comunitatea extinsă. Inconștientul familiei este un câmp cu energii care transmit imagini, sentimente și gânduri în rândul membrilor familiei, dar și dincolo în inconștientul colectiv. Așa cum secunda nu poate exista în afara minutului, minutul nu poate exista în afara orei, ora în afara zilei și așa mai departe, nici inconștientul familial nu poate exista în afara inconștientului colectiv. Inconștientul colectiv este locul unde se păstrează informații fundamentale despre strămoșii noștri. În ansamblu, este o platformă metafizică, epistemologică, axiologică, intangibilă, expresivă, motivațională și comună. Inconștientul colectiv este alcătuit din sisteme ideologice de valori, credințe, practici, expresii, atitudini, tranzacții, artă, muzică, mâncare, ritualuri, obiceiuri, tranziții socioistorice, acțiuni, obiceiuri și modele de comunicare. Din inconștientul colectiv provin arhetipurile, adică forme arhaice ale cunoștințelor umane înnăscute, transmise de la strămoșii noștri. Arhetipurile sunt universale, neînvățate, ereditare și organizează modul în care experimentăm anumite lucruri în această viață. Potrivit lui Jung, funcția conștiinței noastre este nu numai aceea de a recunoaște și de a asimila informații despre lumea exterioară prin poarta celor cinci simțuri, ci și aceea de a traduce în realitate vizibilă lumea din interiorul ființei noastre. Ne naștem și murim cu fiecare respirație în aerul atmosferei inconștiente a familiei noastre. Primul plânset de la naștere este semnalul că am pătruns în această atmosferă. Emoțiile pe care le simțim, gândurile și limba pe care o vom vorbi mai târziu, toate fac parte din oferta familiei în care am ales să venim să experimentăm viața, o ofertă și mai mare din partea Universului. Aceea de a fi ochii prin care Universul se privește pe sine și înțelege că este divin. Nu putem refuza darurile divine ascunse în noi, așa cum nu putem refuza nici darurile primite din partea familiei în care ne naștem și nici pe cele primite din partea strămoșilor din care ne tragem. A le refuza înseamnă respingere și implicit moarte. Nu avem de ales decât să continuăm să respirăm după primul plânset, chiar dacă toxinele moștenite transgenerațional încep deja pas cu pas să ne sufoce. Inconștientul familiei este vast și mult mai puternic decât cele individuale ale membrilor. Prin intermediul părinților, energia și informația din inconștientul familial este canalizată către copii. Nu putem să nu ne întrebăm dacă chiar ne cunoaștem strămoșii, punctele forte și slăbiciunile pe care le moștenim. Cum ne-am putea cunoaște și înțelege pe sine dacă nu cunoaștem și nu înțelegem moștenirea primită din partea înaintașilor? A integra faptul că nu trebuie să dezvoltăm sentimente de vinovăție pentru toate greșelile pe care le facem în viață produce o adevărată ușurare în lumea noastră psihică. A distinge între greșelile moștenite și cele personale generate de experiențele în această lume este o adevărată provocare. Ruperea lanțului moștenirii transgeneraționale a slăbiciunilor poate fi o mare binecuvântare atât pentru cel căruia îi reușește, cât și pentru liniștea înaintașilor și bunăstarea urmașilor. Când simțim că nu putem să evoluăm din punct de vedere psihologic, suntem victimele conflictelor intrapsihice dintre dorință, voință și putință, generate de forțele ancestrale care tind să ne controleze prin intermediul arhetipurilor. Asta nu înseamnă că trebuie să adoptăm starea de bietul de mine. Ar trebui să gândim astfel. Dacă eu nu voi dansa cu umbra strămoșilor mei și nu voi aduce lumina, urmașii mei vor trebui să facă asta, luptându-se cu același tip de poveri.
a rămâne ignoranți cu privire la moștenirea noastră transgenerațională este periculos. Vom repeta modelele destructive ale strămoșilor și nu acesta este scopul nostru în această lume. Cercetările recente arată că putem moșteni în mod direct trăsăturile strămoșilor noștri care sunt legate mai degrabă de experiența lor decât de genele lor. Epigenetica, o ramură relativ nouă a geneticii, studiază îndeaproape impactul strămoșilor asupra ființei noastre. Toată viața de familie este organizată în jurul celei mai afectate persoane din ea, afirmă Sigmund Freud. Familia este o unitate emoțională, aș adăuga eu. În fiecare familie există un contract neconștientizat semnat în inconștientul familial. Asta înseamnă că fiecare membru este de așteptat să joace un anumit rol care va menține familia unită și în siguranță, precum și în bună stare de funcționare, chiar dacă asta presupune ca anumite probleme să fie ascunse. Modul în care ne comportăm în cadrul unității familiale ne este de obicei oferit sau stabilit de familiile noastre. Învățăm acest lucru prin observare sau din ceea ce ni se spune și ni se arată. Acest lucru poate fi în egală măsură constructiv și destructiv. Copiii învață foarte repede de la părinți exact ce roluri sunt așteptați să joace și care sunt așteptările de la ei din punct de vedere emoțional. Fiecare familie are propriile reguli, iar copiii sunt acolo pentru a respecta aceste reguli. Membrii unei familii au obligația de a răspunde unii altora în funcție de rolurile fiecăruia. Când acest lucru nu este respectat, iar membrii care nu respectă rolul sunt obligați să o facă, apar disfuncțiile. Sub impactul unor asemenea presiuni, unitatea familială fie se menține, fie se distruge. Apariția unui nou membru al familiei sau pierderea unui membru, abuzul, violența, schimbările de carieră, pensionarea și falimentul sunt doar câteva exemple de asemenea circumstanțe care pun presiune pe membrii familiei. Unora le poate fi foarte greu să respecte așteptările pe care familiile lor le au de la ei. În asemenea situații se activează arhetipul rebelului, sau membrul implicat ar putea să se ascundă emoțional pentru a se potrivi cu așteptările familiei. Purtătorii acestor bagaje emoționale pot fi numiți și oaia neagră și au mari șanse să dezvolte probleme psihologice grave. Oaia neagră poate fi excomunicată sau renegată mai ales dacă îndrăznește vreodată să încerce sau să dezvăluie adevărul în cadrul unui sistem familial. Uneori acest lucru este remediat numai odată ce unui copil îi se va permite să iasă din cadrul familial. Pot trece ani mulți până când copilul își va dezvolta propria personalitate individuală separată de aceea la care se aștepta familia lor. Ceea ce învățăm de la părinții noștri și de la familiile noastre vom purta cu noi în relațiile noastre ca adulți. Fiecare dintre noi intrăm într-o relație ca parte a unui sistem familial. Putem afirma cu hotărâre că atunci când te căsătorești cu cineva, te căsătorești și cu familia acelui cineva. Dacă familia partenerului tău te acceptă sau te respinge, asta va depinde de sistemul lor și de sistemul tău familial. Unirea a două sisteme familiale este foarte dificilă. Pentru a înțelege și mai bine inconștientul familial, l-am putea compara cu gravitația. Ne place sau nu, gravitația ne ține cu picioarele pe pământ. În același fel ne ține și familia, ancorați într-un sistem al relațiilor. Nu putem vedea inconștientul familial, însă puterea acestei platforme metafizice integrate în inconștientul colectiv ne afectează fiecare aspect al ființei noastre. Avem sau nu contact cu membrii familiei, ne vedem familia oglindită în vorbele pe care le spunem, în visele pe care le experimentăm, în gândurile care ne străbat antena minții. Spuneam mai devreme că familia este o unitate emoțională. Atunci când în istoria familiei sunt îngropate traume și secrete, echilibrul emoțional al familiei va fi unul instabil.
Ținerea sub control a impulsurilor și emoțiilor periculoase nu este deloc ușoară atunci când vorbim despre scheleții din dulap ai familiei. Din păcate, exact ca o minge ținută sub apă, sentimentele reprimate tind să iasă la suprafață sub formă de anxietate, rușine sau vise tulburătoare. Plătim un preț prea scump pentru că nu simțim și nu ne împărtășim sentimentele. Fiecare familie ar trebui să ajungă la un fel de pace și adaptare în jurul simțirii și exprimării emoțiilor. Să vorbim un pic și despre cum se întâmplă de fapt această transmitere transgenerațională. Tiparele de îmbinare armonioasă a inteligenței, energiei și motivației în sfera inconștientului familial nu sunt situate doar în interiorul individului, ele pot fi localizate și între indivizi. Ca atare, aceste tipare sunt de natură non-locală. Fiecare membru al familiei este reflectat și înglobat în funcționarea psihologică a altor membri ai familiei. Amprentele generațiilor anterioare sunt vii și active în generația actuală, afirmă Edward Bruce Bynum. Ei bine, dar cum se întâmplă ceea ce numim transmitere transgenerațională? La începutul anilor 90, Rupert Sheldrake a publicat o lucrare despre câmpurile morfice și rezonanța morfică în lumea vegetală și animală. Lucrarea a adus la cunoștința publicului larg conceptul de câmpuri vaste de potențiale de informații stocate care ghidează evoluția sistemelor biologice. Rezonanța morfică se referă la procesul de transmitere a informațiilor din trecutul unei întregi specii. Această informație este transportată într-un câmp dinamic și evolutiv de energie. Sheldrake ne spune povestea unui grup de șobolani într-un laborator de la Universitatea Harvard. Acești șobolani au fost învățați un truc nou. La puțin timp după ce primul grup a învățat trucul, cercetătorii din alte laboratoare situate în Scoția și Australia au fost uimiți să descopere că șobolanii lor au învățat și ei noul truc chiar mai repede decât primul grup de la Harvard. Dacă ne raportăm la teoria lui Sheldrake, am putea spune că noile informații învățate de șobolanii de la Harvard au fost transmise prin rezonanță morfică, așa cum se întâmplă în cazul undelor radio, prin câmpul morfic al întregii specii de șobolani. Privind lucrurile din această perspectivă, inconștientul familial funcționează ca un câmp morfic de transmitere a informațiilor din trecut. Uneori există momente de comunicare instantanee între membrii familiei când există o situație care pune viața în pericol. Inconștientul familiei este specific grupurilor familiale, deși uneori poate fi experimentat și în grupuri care funcționează într-o manieră asemănătoare familiei. Indiferent dacă bunicii noștri, părinții și alte rude sunt sau nu în viață și dacă a existat o relație construită și experimentată sau nu, noi purtăm poveștile lor care sunt imprimate în țesuturile descendenței noastre familiale. Creșterea și dezvoltarea noastră psihologică au fost și vor continua să fie modelate inconștient de experiențele strămoșilor noștri. Am moștenit chiar și tiparele lor de relaționare. Am moștenit nu numai modul în care au gândit, ci și ce au gândit, experiențele lor de viață și cum au răspuns ei acelor experiențe. Când pierdem legătura intimă cu câmpul energetic al inconștientului familiei și cădem pradă iluziei de autonomie sau individualitate absolută, riscăm să ne îmbolnăvim. Interconectarea dinamică și interdependența sunt vitale pentru bunăstarea noastră. Cercetările în domeniul sistemelor familiale și al bolilor psihosomatice au descoperit o multitudine de afecțiuni răspândite în mai multe generații de grupuri familiale. Astm, diabet, dureri musculare cronice, migrene, diverse tulburări gastrointestinale, ulcere și chiar cancer și leucemie. De asemenea, putem suferi de răni ancestrale care s-au transmis de la o generație la alta. Indiferent de cauză, moștenim un set de credințe de la strămoșii noștri răniți pe care le luăm drept propriile noastre credințe.
Atitudinile negative pot proveni din aceste răni ancestrale. Când acest tip de pierdere a sufletului generațional este transmis, copiii sunt cei afectați de probleme pe care nici măcar nu le-au experimentat în viața lor și totuși ajung să sufere de disperare și de autojudecare, notează Bynum în lucrarea sa Inconștientul familiei, o legătură invizibilă. Legenda lui Oedip este probabil cea mai cunoscută poveste care reflectă o disfuncționalitate gravă la nivelul inconștientului familial. Având în vedere influența inconștientului familiei, subscriu ideii că este foarte important să ne cunoaștem și mai bine pe baza unei genograme în cadrul procesului de consiliere terapeutică. Genogramele sunt cele mai importante instrumente pentru descoperirea modelelor intergeneraționale, inconștiente și repetitive. O genogramă este mult mai mult decât un arbore genealogic, a nu se confunda cu acesta. Genograma este o formă de reprezentare a relațiilor de familie pentru a evalua constelațiile recurente și istoricul medical. Cu ajutorul unei genograme putem vizualiza și analiza modelele comportamentale, factorii psihologici care determină relația și comportamentele care se repetă în cadrul unei familii și multe altele. Schematizarea bazată pe genograme poate merge dincolo de familie pentru analiza rețelelor sociale, pentru a ilustra conexiuni și linii de conflict foarte largi și, conform specialiștilor, poate merge până la analiza interdependențelor globale la nivel politic și economic. Genogramele sunt folosite și în medicină, psihologie, psihiatrie, educație și pedagogie socială. Psihologii și psihoterapeuții folosesc genogramele pentru a obține informații esențiale necesare procesului de consiliere sau celui terapeutic. Ei pot identifica rapid conflictele și evalua comportamentul pacientului pe această bază. Ce concluzii putem trage acum după ce am dezvoltat acest subiect al inconștientului familial? Ne vom putea îmbunătăți viața dacă alegem să luptăm cu umilință și onestitate atunci când ne confruntăm cu blestemul familial în deplinătatea urățeniei sale. Alegerile care ne îmbunătățesc viața vor reveni apoi în inconștientul familial și vor avea un efect pozitiv asupra altor membri ai familiei, inclusiv asupra descendenților. Pe curând, îndrăzniți să fiți înțelepți și începeți chiar acum să vă cunoașteți strămoșii și moștenirea.